Salut, prieteni! Acum o să vedem noile plusuri de la Penny. Ia să vedem cum arată noile plușuri, ce animale sunt. Un urs panda, un pinguin, o maimuță, un leneș, un leu, o zebră, un flamingo și un papagal și un crocodil. Așa, și cum funcționează? Deci trebuie să lipim niște stickere, așa-i? Și pe panda îl cheamă cum? Wanda, pe pinguin Apollo. Apollo? Da. Maimuța Penelopa. Penelope. Penelope. Zebra Zaza. Crocodilul Rocco. Leneșul Bob. Papagalul Carlos, flamingo Fifi, leul Leon. Și la ce preț sunt? La 17 lei dacă avem stickere. Aceste puncte, stickerele, exact, care se lipesc pe spate. Au și peți, de exemplu, stickerul ăsta are un panda, ăsta are un leneș. Ăsta un leu, ăsta un panda și ăsta un flamingo. Așa, și primim un sticker pentru fiecare 20 de lei cheltuiți, iar dacă avem cardul Penny, primim dublu puncte, așa că mai multe stickere. Da. Și uite aici ce spune. Pentru fiecare pluș care îl cumpărăm, ajutăm la construcția unei cantine în cadrul centrului comunitar Buftea și asigurăm o masă caldă zilnică pentru 50 de copii care provin din medii defavorizate. Așa că facem și ceva bine, așa-i? Și ia să vedem ce avem noi aici. Ce plușuri am cumpărat până acum? Aici avem un papagal! Papagal, zi-mi, cum îl chema? Carlos! Arată-l! Deci mi se pare foarte mare papagalul. Deci plușurile în general sunt mari, așa-i? Uite ce coadă lungă are. Și îmi plac culorile. Așa seamănă cu steagul României, așa-i? Exact. Așa, și ia să vedem următorul. Crocodil. Crocodilul. Rocco. Ia să vedem. Și ăsta e foarte mare. Da. Ia să vedem ochii. Îmi plac ochii lui. Și colții? E cam fioros. După avem flamingo Fifi. Ce mare e flamingo-ul, așa-i? Și ia să dea. Ui! Mai, să nu zbor de aici, domnule Fifi sau doamnă Fifi, că nu știm dacă ești domn sau doamnă. N-are gene. N-are. Care îți place cel mai mult? Ăsta și ăsta. Deci toți trei ți plac. Mamă. Da, sunt și foarte drăguți, n-am ce să spun. Dar flamingo mi se pare mai deosebit pentru că, uite-te aici, are gâtul așa și uite ce picioare lungi are, e mare. Da, să lăsiți subscribe, pa, pa!